Deschidem cuvântul Domnului la Iacov, capitolul 4, citesc de la versetul 13 la versetul 17, un pasaj care se potrivește atât cu anul nou în care am intrat, cât și cu perioada dumneavoastră pe care o aveți în față. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi dimpotrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci cine știe să facă bine și nu face, să vârșește un păcat. Amin. Vă invit să ocupați locurile și pentru tot ce a fost până aici va fi și mai departe, să spunem cu toții, slăviți să fie Domnul. Atunci când o biserică decide printr-o perioadă de post sau de rugăciune să se apropie mai mult de Dumnezeu, sau o familie, sau o persoană într-un mod individual, iubiții mei, sunt cam două scopuri principale, sfințire și descoperirea planului lui Dumnezeu cu privire la persoana respectivă, familia, comunitatea respectivă. Sfințire și slujire. Când ai vrea să vezi un sfânt care stă pe bancă și nu face nimic, nu? Îi spunea Domnul, în pilda aceea care de fapt prefigurează ziua judecății, rob viclean și leneș. Iubiții mei, de aceea e foarte important în zilele care urmează, mai ales că am intrat într-un an nou și avem un nou început, să putem să stăm înaintea Domnului cu o inimă deschisă și să întrebăm, Doamne, aș vrea să înțeleg planurile Tale, să înțeleg voia Ta pentru viața mea. Am făcut un sondaj pe Instagram și peste 50% dintre tinerii care au răspuns la acel sondaj au spus, nu știu ce vrea Domnul de la viața mea, nu știu ce plan are Dumnezeu pentru mine. Iubiții mei, e o tragedie să străiești viața la nimereală. Auzi, dacă vine ăla, vin și eu, dacă faceți banner pe WhatsApp, dacă e ceva spectaculos, vin și eu, să văd. Azi mă duc la vestea bună, mâine să văd poate în altă parte. Am văzut oamenii aceștia nehotărâți. Vă vine să credeți că am întâlnit oameni care după 20 de ani de căsătorie nu știau dacă partenerul care le-au luat e de la Domnul sau nu. Deci nu vorbim de tineri că nu erau căsătoriți, vorbim de oameni care după 20 de ani, iubiții mei, ca și slujitori, am întâlnit oameni care trebuiau să plece în lumea de dincolo după 40 de ani de pocăință. Și nu erau siguri că se vor întâlni cu Dumnezeu. Astăzi avem un mare har. Și am fost capacitați de Dumnezeu să facem planuri. Și întotdeauna facem planuri în multe domenii. În domeniul educațional, în domeniul financiar, în domeniul familial. Astăzi însă, iubiții mei, vreau să mă opresc la planurile acestea și să le comparăm cu Biblia. Cu Biblia. Și vreau să ne uităm în prima parte a mesajului câteva feluri de planuri pe care le fac oamenii și în a doua parte, cum sunt planurile pe care Dumnezeu le ștampilează. În primul rând, iubiții mei, am întâlnit în Biblie planuri făcute de oameni și nimicite de Dumnezeu. Biblia spune în Iov, capitolul 5, cu versetul 12, El, Dumnezeu, Iov 5, cu 12, nimicește, ascultați ce fel de planuri. Planurile oamenilor vicleni. Vă rog să fiți foarte atenți, m-am dat așa la o parte, pentru că îmi place foarte mult când se afișează cuvântul Domnului, să fie așa prioritar. Biblia nu spune că nimicește planurile bune sau rele ale unor oameni. Dumnezeu nici măcar nu s-a oprit la planurile acestor oameni, ci a mers mai departe și ne-a detaliat. Oamenilor vicleni. Și mâinile lor nu pot să le împlinească. Următorul verset, El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor și ascultați. Din nou, nu ne spune care planuri. Și spune, planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Iubiții mei, înainte să ne facem planuri, înainte de a pune întrebarea asta, ce vrea Dumnezeu de la mine, oare în ce domeniu să mă folosească în biserică, în societate, la servici, oare cât o să mântuiască prin mine? Primul lucru la care trebuie să ne uităm este caracterul nostru. Uitați-vă aici, vicleni și înșelători. Vreau să vă întreb, un hoț, de exemplu, ce fel de planuri poate face? E clar că doar planuri care să rănească bunurile altor oameni și să rănească inimile lor. De aceea, în primul rând, astăzi Dumnezeu să ne atragă atenția
Și ne dă exemplu pe Ahitofel și vreau să vi-l aduc pe Ahitofel în față. Un om extraordinar, 2 Samuel 16 cu 23, un om înzestrat de Dumnezeu cu o capacitate fenomenală, extraordinară. Ascultați, sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel, 2 Samuel 16 cu 23, avea tot atâta putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Mă opresc să vă pun o întrebare grea. Dacă ar fi în Cluj un om pe care dacă l-ai mere ți-ar spune exact cum ți-ar spune Dumnezeu, te-ai putea gândi vreodată că omul acela se poate sinucide? Să vorbească Dumnezeu prin tine 10, 20, 30, 40 de ani și finalul tău să fie un final rușinos? De ce? Pentru că sfaturile lui Ahitofel nu erau bune? Nu, sfaturile lui Ahitofel, iubiții mei, erau foarte bune. Din punct de vedere militar, organizatoric, social, extraordinar, ce bine vedea, ce tactic avea. În ziua aceea când el a spus către Absalom, hai să urmărim pe David, dacă mergeau după David, îl făceau praf. Din punct de vedere militar era perfect planul. Însă din nou vreau să atrag atenția la ce spuneam la începutul acestui punct. Când a plecat David de la împărăție, fugărit de Absalom, o zis Ahitofel, eu nu vin cu tine. Iubiții mei, ne cere Dumnezeu să avem coloană vertebrală în 2023. Ne cere Dumnezeu să rămânem cu El și lângă El și lângă oamenii Lui în orice moment din viața noastră. Și asta e foarte important pentru că va testa integritatea noastră. Ahitofel nu avea o problemă cu planurile, Ahitofel avea o problemă cu caracterul. Și astăzi vreau să vă spun fiecare dintre dumneavoastră, voi vedeți cine e Cristi Boariu în public. Însă soția mea, copiii mei și Dumnezeu știu cine e Cristi Boariu în privat. Dacă imaginea din privat nu bate cu cea din public, sfârșitul meu va fi unul rușinos. M-am dat pe mine exemplu ca să nu rănesc pe nimeni. Iubiții mei, caracterul e mai important decât imaginea și roada e mai importantă ca și darul. Să nu uităm lucrul ăsta și putem spune amin. Uitați-vă ce spune David, Doamne, 2 Samuel 15 cu 31, nimicește sfaturile lui Ahitofel. Și Dumnezeu nimicește planurile acestui om și omul acesta merge și se sinucide. Pentru că ceea ce te va ține în picioare în ziua cea grea, nu va fi darul, ci roada. Nu va fi imaginea, ci caracterul. Știți câți tineri îmi scriu și spun, frate Cristi, eu am crezut că e ca și pe Insta. Așa zâmbea pe Insta, zice, pe FB. Așa dulce era, zice, după ce ne-am căsătorit, am văzut că e de fapt radical din Insta. E cu totul altceva. Îmi spunea o mamă a 7 sau 8 copii, găsit interviul de o oră și ceva cu dânsa, un interviu cutremurător, pe miros de cer pe YouTube, făcut în urmă cu vreun an de zile, o zis, de Cristi, până în ziua anunții mi-au zâmbit. Mi-au promis marea și sarea. În ziua anunții, când am intrat în casă, o încuiat-o și așa o zis, bine ai venit în iad. Și o zis, iad am avut cu el până în ziua când m-a scos afară din casă și nu m-a lăsat să intru cu copiii să iau nici măcar ghiozdanele. Poți să fie astfel de oameni care să vorbească frumos, care să dea sfaturi fenomenale, care să cânte extraordinar, care să predice, care să prorocească, care să aibă daruri extraordinare și caracter zero? Iubiții mei, lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile făcute, să știți. Însă vreau să vă spun astăzi că Dumnezeu ne cere să punem preț pe o relație autentică cu El. Pe ceea ce nu se vede. Am văzut blocuri înalte în Cluj. Dar să știți că atunci când vine cu tremurul, testează nu înălțimea, ci fundația. Niciunul dintre dumneavoastră, dacă mă chemați la dumneavoastră acasă, nu o să-mi arătați fundația. Nu o să spui, frate Cristi, hai să vezi ce fundație am. Hârlețul și... Te uiți draperiile, living room-ul. Însă ceea ce contează în ziua furtunii, în ziua testului, este fundația. Este ceea ce se face în ascuns. O a doua categorie de planuri, iubiții mei, planuri făcute de oameni și îngăduite de Dumnezeu. N-am spus după voia lui Dumnezeu și n-am spus nimicite de Dumnezeu. Am spus îngăduite de Dumnezeu și citim despre Balaam. Numeri 22 cu 6.
Balac trimite după Balaam și îi spune, vino te rog să îmblestem poporul acesta, căci este mai puternic. 7 bătrânii lui Moab au venit, au adus daruri și ascultați versetul 8. Balaam le-a zis, rămâneți aici peste noapte și vă voi da răspuns după cum îmi va spune. Dacă fata de Crist e chemat undeva în România să blesteme, trebuie să întrebe Domnul lucrul ăsta sau nu? Rămâneți să văd ce o să-mi spune Domnul. Și Domnul îi spune foarte clar ce caută oamenii ăștia la tine și în versetul 12 foarte clar și categoric să nu te duci cu ei și nici să nu blestem în poporul acela, căci este binecuvântat. Auziți versetul 13, cu ce bucurie spune Balaam că Dumnezeu nu-l lasă să plece. Balaam s-a sculat dimineața și a zis, duceți-vă înapoi în țara voastră, că Domnul nu vrea să mă lasă să merg. Așa m-aș fi dus, zice. Aveam biletul cumpărat, testul făcut, PCR-ul gata, zice. Totul era pregătit, hainele călcate, dar mă, nu știu, așa parcă mă doare să mă zic, Dumnezeu nu vrea să mă lasă, dar eu m-aș fi dus. Vine a doua tură, mărește scorul și Balaam spune în versetul 18 să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur și tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mare, fie mic, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. Și dacă s-ar fi oprit aici textul, alta ar fi fost istoria lui Balaam. Dar ascultați următorul cuvânt, versetul 19. Totuși, vă rog, rămâneți aici la noapte și voi vedea ce îmi va spune Domnul. Poate că Dumnezeul ăla care m-a spus în urmă cu 6 luni că n-am voie să blestem, poate că acum mă lasă. Poate că Dumnezeul ăla care m-a spus să nu bârfesc, să nu invidiez, să nu dau kilometri în spate la mașină înainte să o pun pe OLX, poate acum mă lasă. Frate, alt proroc n-aveți, zice. Alt păstor n-aveți. Mă duc la conferință de tineret și frații dumneavoastră și alții merg. Aceleași întrebări le primim. Știți din ce cauză? Că așteaptă unul să le dea dezlegare. Să-i lase. Iubiții mei, știți finalul lui Balaam. Îi spune Dumnezeu, dacă insiști, du-te. Dar să spui numai cuvintele care eu ți le voi spune. Știți de ce Dumnezeu nu ne lasă să mergem în unele locuri? Pentru că nu putem spune cuvintele pe care El ne le spune. Pentru că nu ne putem păstra hainele albe într-o discotecă. Nu poți să-ți păstrezi inima curată în pornografie. Nu poți să miroși a Gucci dacă merg ca fiul risipitor la porci. Iubiții mei, poate face multe planuri. Îmi scria o fată, frate Cristi, insist. Totul, zice, mai roagă-te înaintea Domnului să văd băiatul cu care vorbesc mă minte, poate să văd oare chiar să nu fie de la Domnul, zice? Mai roagă-te, zice. Iubiții mei, și dacă spune adevărul să aveți dubii. Și dacă spune adevărul înainte de căsătorie să ai dubii. Că poate îl spune numai pentru corpul tău. Am vorbit cu peste 50 de familii care erau în divorț, s-au divorțat, sau unele au fost salvate în 2022. Știți de ce? Și multe dintre ele mi-au confirmat și o spun cu durere, că cine trece printr-un divorț nu-i de blamat sau de lovit, dar e grea trauma aia. O zis, frate Cristi, Dumnezeu mi-a arătat înainte să mă căsătoresc caracterul lui, dar am zis că se schimbă. Dumnezeu mi-a spus prin păstor sau prin mama sau prin tata sau printr-un proroc, fără ca neapărat eu să alerg. Dar am zis, Doamne, totuși, și Dumnezeu a zis, da? Succes! Iubiții mei, păstorii nu pot schimba pe nimeni. Dacă păstorul, părinții, nu l-au schimbat, biserica nu l-au schimbat, îl schimbi tu? Numai Duhul Sfânt poate schimba. Și Duhul Sfânt poate schimba dacă vrem să ne lăsăm schimbați. Iisus Hristos nu aleargă după tânărul bogat și spune, hai înapoi, vedeți că Domnul Iisus nu a putut să-l schimbe pe tânărul bogat. Din ce cauză? Că nu a vrut să fie schimbat. Mă rog astăzi, dacă faci planuri cumva, să nu forțezi mâna lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, dacă mi-ai spus nu, sunt gata să accept nu. Și dacă mi-ai spus da, dă-mi putere să accept da.
S-ar putea să câștigi pe termen scurt. Balaam a câștigat bani mulți pe termen scurt. Însă el spune mai târziu, o, de a-și muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Iubiții mei, dacă vrem moarte de neprihănit, trebuie să trăim o viață de neprihănit. Nu poți cu banii lui Balac în buzunar să mor ca un neprihănit. Nu poți cu banii de la vrăjitorie să-ți pregătești înmormântarea și să mergi în rai. Nu poți cu banii luați prin țapă de la alții să-ți pregătești viața mai departe pentru întâlnirea cu Dumnezeu. 3. Planuri făcute de oameni și aprobate de Dumnezeu. Uitați o categorie de planuri foarte bună, foarte frumoasă. Și vă dau exemplul Esterei. Merge Mardoheu la Estera și spune Estera 4:7. Mardoheu i-a istorisit tot ce i se întâmplase și i-a spus suma de argint pe care făgătuise Haman că va da visterie împăratului. Și în versetul 8 a poruncit ca Estera să se ducă la împărat, să-l roage și să stăruiască de el pentru poporul său. În prima fază Estera nu vrea, pentru că Estera știa că exista o lege, dacă nu erai invitat la împărat, indiferent cine erai, puteai să mori. Acum, iubiții mei, Estera, puteți să se gândească cum să mă îmbrac în așa fel încât să atrag, nu? Că fetele care stau mult pe filme de la Hollywood și iubesc actorii, nu? Știu cum să se ducă un băiat foarte ușor. Dalila era expertă să-l se ducă pe Samson. Estera însă a zis, am două variante, mă duc pe sistemul Hollywood, lumesc, să atrag privirea. Sau mă duc pe sistemul spiritual, iau post, rugăciune și în loc să atrag privirea împăratului, atrag privirea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu mă întinde toiagul, se rezolvă tot. Și Estera face un plan și spune lui Mardoheu, du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine. Fără să mâncați și fără să beți 3 zile. Vine o perioadă de post, iubiții mei, și la dumneavoastră. Și eu sunt de câteva zile într-o perioadă de post. Și am observat că e o disciplină foarte bună și am spus lucrul ăsta nu ca să mă laud, ci ca să nu cumva să spuneți, bă, ne bași pe noi, dar tu stai și mânci șaorma. Da? Nu. Postul e o modalitate în care putem să ajungem în audiență la Dumnezeu. Este oprirea temporară pentru nevoile fizice ca să ne concentrăm în timpul acela pe nevoile spirituale. Iubiți tineri, iubiți băieți, fete, trăim într-o lume a imaginii. 95 de milioane de fotografii se urcă în fiecare zi pe Instagram. Trăim într-o lume în care noi suntem frapați de ceea ce vedem. Însă vreau să vă spun că este o altă lume care se numește lumea văzduhului, lumea spirituală, unde războiul se dă cu alte arme. Și acele arme sunt postul și rugăciunea. Oare câți dintre noi suntem de acord să mai folosim postul și rugăciunea lângă planurile pe care le facem? Am acasă o soție binecuvântată. Acum este cu mine în Cluj, pentru câteva zile am scos-o dintre copii, a venit doar cu ultimul de 3 luni de zile. Părinții ei i-au sugerat de mică să se roage pentru căsătorie. Eu am postit în fiecare marți, aproape în fiecare marți, timp de 3 ani când a fost la facultate în Timișoara, pentru viitoarea soției, soție, fără să știu cine va fi. Știți ce greu era? Mergea marți la Elim sau la Apele Vii și vedeai pe toți, ieșeau în oraș. Era ora 6 și nu eram mâncați. Și mergeai să te rogi și era o mână de oameni la Apele Vii, mai ales o biserică mai micuță, o comunitate ca așa voastră. Nu știu dacă eram 2-3 tineri și vreo 20 de frați în vârstă. Și stăteai și te uitai la stâlpul ăla la care te rugai, lângă care te rugai, dura o rugăciune o oră, 2 rugăciuni, 2 ore. Și vinea diavolul și îmi șoptea la minte, tu crezi că dacă nu mănânci, o să faci mare brânză, așa-i? Și exact atunci treceau pe stradă ăștia cu pizza, cu KFC-ul, când noi mergeam la biserică. De nu știu câte ori mi-au venit să renunț. Dar mi-am dat seama, iubiții mei, și m-aș bucura să asculte cuvintele astea toți cei care nu v-ați căsătorit. Cei care v-ați căsătorit nu mai aveți ce să faceți. Că este o vorbă foarte bună, alege ce vrei să iubești și apoi iubește ce ai ales.
Am crezut că spuneți amin. Amin, da? Dar dacă încă nu te-ai căsătorit, vreau să spun ceva foarte important. Cel mai important pas din lumea asta nu-i să-ți iei teren în Cluj. Deci dacă reușești, e o performanță. La ce prețuri sunt, da? Cel mai puternic pas după mântuire e familia. Și părinții mei mi-au spus ani de zile și mi-au băgat asta în cap. O soție sau un soț te poate trage pe linia moartă din punct de vedere spiritual. Că dacă tu vrei biserică și ea vrea Netflix, o să aveți în casă ceartă. Dacă tu intri în post și ea spune, eu numai dietă fără post. Da? N-ai făcut nimic. Iubiții mei, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și postul și m-a binecuvântat cu o soție pe care nu o merit nici acum. Sacrificiile pe care eu le fac, deși alerg mult în slujire, nu sunt comparabile cu ale ei, care se scoală de 5-6 ori pe noapte și face asta de multă vreme. Calculați din 11 ani de căsătorie 9 sarcini, 7 sarcini ori 9 luni. Să vedeți câtă vreme o purtat, o greutate, o făcut un sacrificiu. Vreau să-ți dau o veste bună. Dumnezeu nu e impresionat de bani, nici de mașini, nici de case. Dar în fața postului și a rugăciunii e gata să deschide dosarul și să-l ia în analiză. Doamne, mai lucrează și în seara aceasta. Uitați-vă la Estera, nu mai insist pentru că timpul zboară. În noaptea aceea, spune Estera în capitolul 4, dacă nu greșesc, versetul 6 cu versetul 1. În noaptea aceea împăratul n-a putut să doarmă. Mama soacră a crescut 12 copii. Dacă nu a putut dormi într-o noapte, o înțeleg că 12 ori 3 sunt 36 de porții de mâncare a doua zi care trebuie să le pui pe masă. Ori 7 zile calculați. Și o să aveți emoții foarte mari. Deci înțeleg o mamă că nu poate dormi. Dar un împărat să nu poate dormi? În noaptea aceea, cartea aceea, împărații aveau cele mai mari biblioteci în vremea aceea. Mii de soluri. Nu vi se pare interesant că exact cartea aceea, exact solul acela, cine era în curte dimineața? Persoana aceea care trebuia să fie. Știți de ce? Că Dumnezeu și-a ștampilat planul Esterei și-a dat curs și biruință. Slăvit să fie Domnul. Proverbe 16:3, încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. În al patrulea rând, iubiții mei, planuri făcute de oameni și schimbate de Dumnezeu. Nu e un punct ușor ăsta. Să lucrezi pe un plan, nu? Poate veți printre voi și arhitect, să lucrezi 2 luni pe un proiect și să zică cel la care a lucrat de la zero, zice, nu vreau, m-am schimbat. Nu? Oamenii fac planuri și Dumnezeu are puterea și are dorința, nu odată, să le schimbe. Fratele lui Iosif a făcut un plan. A vrut inițial să-l omoare, apoi l-a legat așa în spate ca un sclav de o funie, de o caravană care mergea în Egipt. Știți ce ușor e pentru dumneavoastră să citiți Biblia? Știți de ce? Că știți ce urmează. Dar oamenii nu știau ce urmează. Pentru mine e ușor să citesc și nici nu mai transpir, nici nu mai mă roșesc când văd că Daniel a fost în groapa cu lei, că știu ce urmează. Dar gândiți-vă să vezi un tânăr de 16-17 ani în spatele unei caravane, cu lacrimi în ochi, cu praf în picioare. Niciunul din frații lui nu i-a zis, Domnul să fie cu tine. Ai mai spune că ăsta are viitor? Au trecut ani. Știți istoria? Se întâlnește Iosif cu frații lui. După ce moare tata, frații lui vin și spun, Iosif, probabil că ne-ai iertat pentru că tata era în viață și n-ai vrut să facă un preinfarct văzându-ne cum ne pedepsești. Mai insistăm, dacă poți să ne mai ierți. Genesa 50:20. O zis Iosif, voi negreșit. V-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Iubiții mei,
Avem un Dumnezeu care poate schimba planurile vrăjmașilor noștri. Și oameni care poate ți-au făcut cu o și cu oțet, au zis că vei falimenta, că fără, în fine, mai multe detalii care ei pot să le spună. Și eu mâncase zeci de înjurături în fiecare zi din cauza online-ului, însă m-am uitat când eram robit de fotbal, acum Dumnezeu m-a eliberat și nu, n-am mai fost cu Qatarul, cu Argentina, dar Messi nu se oprește din alergare pentru că ăla care mâncă semințe îl înjură, știți? Numai noi ne oprim în biserici. Noi ne cam oprim, știți? Frate, păstor, eu nu mai cânt pentru că o zis că nu știu ce. Dar și dacă o zis ce? Nu mai vin la voi la biserică, m-o jignit nu știu care. Păi înseamnă că tu în loc să îl mulțumești pe antrenor, ai treabă cu ăla care te-a jignit. E ca și când eu nu mă duc în Kaufland pentru că caserița are ceva cu șefa. Dar ce treabă am eu cu casă? Nu? Iubiții mei, Dumnezeu e singurul care poate schimba rău în bine, blestemul în binecuvântare, boala în sănătate, falimentul în succes, căderea în biruință. De aceea e foarte important Romani 8:28. E extraordinar de important versetul ăsta. Dar să fiți foarte atenți. Pe de altă parte, adică dacă nu privim cum privește lumea, ai cancer, te-a bătut Dumnezeu. Dar de ce? Și eu am două operații. Am prieteni care are 60 și ceva de operații. Mi-au scris într-o zi, frate Cristi, asta e situația mea, te rog să te rogi pentru mine. Am rămas marcat, am rămas îndurerat, dar am zis, mă rog pentru tine. Numai că mi-a scris un mesaj la care n-am putut să-i mai răspund. Frate Cristi, mai am, după două, trei zile, mai am o rugăminte, vreau să mă căsătoresc. M-am gândit așa la mine, ce? Dar cine te ia cu 60 de operații? Azi e căsătorit și are și copii. Pentru că o privi pe de altă parte. Știți? Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Acum vreau să vă întreb, citind acest verset, la ce trebuie să ne concentrăm noi? La lucruri sau la Dumnezeu? Aici e greșeala noastră, iubiții mei. Toată ziua ne luptăm cu lucrurile în loc să ne concentrăm să-L iubim pe Dumnezeu. O zis Dumnezeu, dacă vă concentrați să mă iubiți pe mine, tot ceea ce îngădui în viața voastră va fi spre binele vostru. Avem la noi la biserică, un frate are pungă aici sub cămașă, sub plovăr. Nu pot să spun la învol că știți detalii ce înseamnă asta. El a venit din lume și s-a pocăit. Și a zis, Doamne, planul meu ar fi altul, să mă scap de punga asta. Și într-o zi la ocazie pe un frate, nu știu că ăla e frate, că e proroc, și în timp ce mergea, au zis, așa vorbește Domnul, dacă te scapi de boala care o ai, tu mergi înapoi în lumea unde ai fost. Știe Dumnezeu ce să facă? Iubiții mei, unii pot să rămână lângă Dumnezeu în sănătate, alții rămân numai în boală. Unii pot să rămână lângă Dumnezeu când au bani, alții numai când sunt faliment. Noi avem un ADN diferit, avem o familie diferită, avem o creștere diferită, avem o educație diferită. Fiecare suntem diferiți. Important este că Dumnezeu e același, unic, și știe ce să facă în dreptul fiecăruia dintre noi. Te rog astăzi în numele Domnului, indiferent cine ești, acceptă să-ți ca Dumnezeu din când în când să te surprindă și să schimbe planurile pentru tine. Nu știu dacă ați auzit de Charlotte Elliot. A fost o tânără care s-a născut într-o familie creștină, cu o educație aleasă. Însă a observat că avea un talent frumos pentru poezie și pentru cântat. Și la un moment dat a părăsit biserica și s-a îndreptat spre lume. A început să scrie versuri umoristice, să provoace râsete, să fie aplaudată de lume, să cânte pentru lume. Părinții au continuat să se roage. Și Dumnezeu a venit în viața ei și a făcut ceva dureros. La 32 de ani, Charlotte Elliot se îmbolnăvește de o boală grea. Vin oamenii din jur, din biserică, din familie și îi spun, Charlotte, e Dumnezeu care vrea să-ți atragă privirea de la lume înapoi spre El. Pentru că de obicei omul când e șubret cu anumite părți ale vieții, bani, sănătate, relații, loc de muncă, familie și alte lucruri, intră în el și așa ar trebui să-și facă o evaluare. Și Charlotte a zis, nu, lăsați-mă în pace.
A venit un predicator din Geneva la ea, un evanghelist foarte mare în vremea aceea, și a spus: Charlotte, vreau să vorbesc cu tine. Și ea a zis: nu. După câteva zile, la mai multe insistențe, el a venit din nou la ea și a zis: Charlotte, așa cum ești, trebuie să vii la Dumnezeu. Cu starea care o ai, acceptă că Dumnezeu vrea să schimbe viața ta. Planul tău a fost să cânți pentru lume. Dumnezeu vrea să cânți pentru El. Planul tău a fost să scrii versuri pentru aia care ciocnesc paharele. Dumnezeu vrea să scrii versuri pentru cei care își pleacă genunchiul în fața Lui. O căzut Charlotte în genunchi în seara aceea și a predat viața lui Dumnezeu. La câțiva ani după întâmplarea aceea, amintindu-și cuvintele evanghelistului: Charlotte, așa cum ești, trebuie să vii la Domnul, scrie cântarea: așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu îmi fii sprijin, mă spal în sângele divin, o mielule, eu vin, eu vin. Boala aceea de la 32 de ani o duce încă 50 de ani. Dumnezeu nu a vindecat-o. Probabil că după ce s-a pocăit, o fi așteptat: mă, dacă mă pocăiesc, toate o să meargă bine. Dar niciunde nu scrie în Biblie lucrul ăsta. Însă ea în suferință, era invalidă aproape complet la pat, acceptă voia lui Dumnezeu și scrie peste 140 de cântări. Iar așa cum sunt la tine vin, Billy Graham confirmă și spune, a fost cea mai folosită cântare în campaniile mele de evangelizare și cântarea care o adus cei mai mulți oameni la Iisus. De ce? Că o fată, chiar dacă nu i-a mers viața cum o vrut ea, chiar dacă nu a fost sănătoasă, chiar dacă nu a fost financiar sau în căsătorie cum o vrut ea, a zis: Doamne, asta vrei pentru mine? Nici o problemă. Mă umilesc, mă smeresc, iau pixul și lucrez pentru tine. Vă amintesc că la Hudson Taylor îi mor 4 copii și soția, și Hudson Taylor rămâne mai departe în China și lucrează pentru Dumnezeu. Și exemplele sunt multe. Întrebarea mea este: poți accepti ca Dumnezeu să schimbe planul în dreptul tău? Iubiții mei, și Dumnezeu a făcut planuri pentru mulți și face, însă unii le-au respins. Luca 7:30, fariseii și învățătorii legii au zădărnicit, au anulat, au cancelat planul lui Dumnezeu pentru ei neprimind. Vedeți că planul începe la botez? Planul începe în momentul când te dedici, când te naști din nou, când faci un legământ cu Dumnezeu. Păi eu nu pot să vorbesc cu o firmă din Cluj ce-mi dați de lucru mâine dacă nu s-a angajat la firma aia. Îmi scria o doamnă ieri: domnul pastor, din 2015 ascult Evanghelia, dau like-uri la predici, mă duc la biserică, dar n-am făcut botezul încă. Și zic: dar ce mai așteptați? Planul lui Dumnezeu, ăsta e primul pas, mântuirea pentru toți oamenii. Apoi Biblia spune că pentru fiecare în parte, în mod individual, Dumnezeu are un plan al Lui. Fapte 13:36. După ce a slujit celor din vremea lui David, după planul lui Dumnezeu. Foarte mulți au observat și observă că David era om după inima lui Dumnezeu. Iubiții mei, a fost om după inima Domnului pentru că a fost om care a lucrat în planul Domnului, afară de o singură întâmplare, spune Biblia, din viața lui când o falimentat. În 1904, William Borden era moștenitorul mărcii Borden Diary. El absolvă liceul gata milionar. Un om cu perspectivă mare în față, cu părinți putreți de bogați. Iar părinții, drept recompensă, i-au oferit o călătorie în jurul lumii, nu? Nu cred că în Cluj este cineva care a făcut asta. Dar în vremea aceea și-a permis familia să-i oferă o călătorie în jurul lumii. William, în timpul călătoriei, vizitează Asia, Orientul Mijlociu, Europa și are șansa să compare viața altora cu viața lui din Chicago, sărăcia altora cu bogăția lui, suferințele altora cu succesul lui, cu banii lui. Întâlnește un evanghelist în timpul călătoriei lui, întâlnește și misionari și inima lui este mișcată. Și scrie o scrisoare părinților
în care le spune că dorește să nu moștenească nimic din ceea ce au părinții, să nu lucreze pentru marca Board and Diary, ci să devină misionar. Părinții sunt șocați, nu-și revin, nu pot să accepte lucrul acesta, însă el, pe Biblia care și-o procură, scrie două cuvinte: fără rezerve. Fără rezerve. Refuză multe slujbe bănoase care îi fuseseră oferite după terminarea studiilor la Yale și mai adaugă două cuvinte pe Biblie: fără retragere. Fără retragere. După ce termină studiile la Princeton în teologie, Borden pleacă spre China, însă face o escală în Egipt, unde se îmbolnăvește de o meningită puternică și în mai puțin de o lună moare. Ce irosire, am spune noi, așa-i? Așa au spus mulți. Când a murit Borden, așa au spus mulți: uite ce tragedie, eu trebuie în misiune. În loc să facă bani, în loc să conducă imperiul părinților, să-și facă un nume, însă în ziua mormântării lui se descoperă pe Biblia lui că mai scrisese încă două cuvinte, cu câteva zile înainte să moară, parcă știind noianul de bajocoră care să vină. Parcă văzând că trebuie să plece și cum va fi judecat. Știți care au fost ultimele două cuvinte pe care le-a scris? Fără regrete. Fără rezerve, fără retragere, fără regrete. Iubiții mei, orice biserică din România care poate să zică fără rezerve, fără retrageri și fără regrete, Dumnezeu o poate folosi pentru trezirea României. Orice tânăr care se căsătorește și pentru căsătoria lui are expresiile astea, Dumnezeu îl poate folosi la potențial maxim. Dar poți să accesi planul Dumnezeu? Partea a doua. Cum să-mi fac planuri pe care Dumnezeu să le ștampileze? 1. Acceptă timpul lui Dumnezeu. Am citit un pasaj din Iacov unde câțiva oameni au zis: astăzi sau mâine. Acceptă timpul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune poi mâine sau la anul, sau ca la Moise, peste 40 de ani, sau la Iosif, spun rabinii evrei, 10-12 ani de închisoare. Iubiții mei, oare suntem gata să putem accepta timpul lui Dumnezeu? Biblia spune, orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. Într-o zi spune Dumnezeu la Avram: Avram, o să-ți dau un fiu. Avea 75 de ani Avram. 10 ani așteaptă Sara și nu mai rezistă. Se naște Ismael. La 100 de ani Dumnezeu îl dă pe Isaac lui Avram. Arătați-mi, vă rog, oameni care mai așteaptă 25 de ani astăzi după împlinirea unui cuvânt al lui Dumnezeu. 25 de ani. Nu cu o persoană am pățit, cu multe. Frate Cristi, m-a spus Domnul acum două săptămâni ceva și nu s-a împlinit. Nu mai ai numărul alt proroc. Frate Cristi, mă rog de 4 luni de zile și nu se vede nimic la orizont. 25 de ani? Știți că bambusul chinezesc, timp de 5 ani de zile, e doar un mugure. 5 ani de zile nu iese din pământ. Și ăla care crește căpșuni, leuștean, morcovi, roșii, să uită la tine care uzi bambusul chinezesc. Ce slab, îi zice. Și tu continui să sapi, să smulgi buruiana, să uzi, să te ocupi. Și se întâmplă ceva. După 5 ani iese din pământ și în 5 săptămâni crește 30 de metri. Iubiții mei, avem un Dumnezeu care are timpul Lui. Și vreau să vă spun astăzi că nu se pot să-i cer să-și regleze ceasul după meu. Dar trebuie să fac eu altceva, să-mi reglez eu ceasul după Lui. Doamne, ajută-ne la asta. Spune Biblia, așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie. 2. Acceptă locul lui Dumnezeu. Iubiții mei, nu am cum să folosesc o unealtă la mine în casă dacă ea nu e în casă la mine. Dacă v-am împrumutat dumneavoastră ceva și eu vreau să folosesc acel ceva și acea piesă nu e la locul ei, nu am cum să o folosesc. Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate.
Bun, dar dacă Domnul spune, nu te duci acolo, că vreau să mergi dincolo, pentru că dincolo sunt mai mulți nepocăiți la fabrica aia, chiar dacă o să câștigi mai puțin, vreau să fie o lumină pentru ei. Pentru unii, spune Pavel, mărturie, pentru alții mântuire. Accepți? E greu. M-a întrebat cineva, frate Cristi, ce fain ar fi toți pocăiți să fie într-o singură metropolă de pe acest pământ. Zic, ar fi fain, dar nu util. Ar fi fain, dar nu util. Să pui toată lumina la un loc. Să fii bec între candelabre. Iubiții mei, rolul becului îi să lumineze noaptea, nu ziua. Îmi spunea cineva, frate Cristi, mă duc în Cluj, 100.000 de studenți acolo, o să-mi fie greu să luminez, să fiu pocăit. Și ce i-am spus? Nici o lumânare nu s-a plâns niciodată că e prea gros întunericul când i-am dat drumul. Nici o lumânare. Ești la locul la care te vrea Dumnezeu? S-a spus despre Ion aici. Mai spun ceva. Într-o zi spune Dumnezeu, de fapt îi spune tata lui Saul, Chiș, îi spune lui Saul, Saul, du-te să cauți măgărițele. Saul era cel mai înalt om din Israel. Să știți că mi-e frică, am și eu acasă 4 băieți și 3 fete și mi-e frică când unul dintre ei va fi mai înalt ca mine, că n-am numai 1.76. Și se uită așa la tati. Știți că e greu un pic, nu? Într-o zi Napoleon a fost mic de statură, dar avea un cap fenomenal. Într-o zi Napoleon s-a vrut să prindă o carte din bibliotecă și nu a ajuns, a vrut să ia o carte. Și a venit un rob mai înalt și a zis, împărate, zice, te ajut eu că sunt mai mare. O zis Napoleon, ești mai înalt, nici mai mare. Ești mai înalt. Poate sunteți mai înalt ca fratele Daniel, dar nu mai mare ca el. Să nu uităm. Da? Și s-a zis Chiș către Saul, Saule, trebuie să mergi să cauți măgărițele, știți? Era înalt Saul. Și a zis Saul, tati, nu știu, mai, cu mine ai vorbit? Dar eu de basket, tati, naționala de basket eventual, nu de căuta măgărițe. Nu știu, numai copiii mei comentează când îi trimis să ducă gunoi, ai voștri merg, nu, fără să... Am mai tot binecuvântându-mă, merg, când îl duc. În fiecare zi, fetele mele le-am pus să spele vasele, să fac curat în bucătărie, nu le punem să facă mâncare încă, la 10-11 ani le mai lăsăm un pic, dar să ajute pe mama și pe tata. Unde vreau să ajung? Drumul căutării măgărițelor l-a făcut pe Saul împărat. De ce nu a zis Dumnezeu, Samuel, urmărește-l când intră în Iulius. Și atunci unge-l. Urmărește-l când e la un steak, când e la un fotbal. Nu. O zis Dumnezeu, ani de zile am așteptat ca omul înalt să se smerească. Știți ce înalt a fost Saul când l-a uns Dumnezeu? Așa de înalt că nu-l găseai printre vase. Când n-o mai ascultat de Dumnezeu, Dumnezeu l-a lepădat. Iubiții mei, e foarte important să fim la locul la care Dumnezeu ne vrea. Și în ultimul rând, acceptă voia lui Dumnezeu. Astăzi sau mâine mergem în cutare cetate și auziți continuarea. Vom sta acolo un an și vom face negustorie, comerț. Bun, și dacă Dumnezeu spune că trebuie să faci haine la săraci, ce faci? Dacă Dumnezeu spune, pentru tine vreau să fii misionar. Dacă Dumnezeu spune, cum a spus la Ligia Nichescu, pentru tine planul meu e să zii un băiat fără mâini. Mai dai jos la TikTok să vezi dacă mai este și alt profil. Iubiții mei, am observat atunci când predicăm la oameni că oamenii vor un mântuitor pe Iisus, dar știți ce vor mulți dintre ei? Să-i ierte Iisus fără să-i schimbe. Și anul viitor ne spovedim din nou, dar facem ce vrem noi. Iubiții mei, ceea ce caută Iisus este oameni pe care să-i ierte, să-i schimbe și apoi să-i folosească. Să nu uitați, asta e de fapt toată viața noastră. Să-i ierte de trecut, să-i schimbe și apoi să-i folosească. Nu poți să folosești vasul murdar, nu poți să folosești vasul crăpat, nu poți să folosești omul compromis, nu poți să folosești omul care nu-i dedicat în totalitate lui Dumnezeu.
Știți care e cel mai greu pas? Să poți să accepți voia lui Dumnezeu. Și Biblia spune că voia lui Dumnezeu începe cu sfințirea noastră. Ești interesat de voia lui Dumnezeu astăzi? Mi-a scris un băiat într-o zi, este, am o cauză înaintea Domnului, o cauză specială. Mă uit pe e-mail, mi s-a blocat telefonul, mai am acces la telefon și vreau să te rogi, Domnul să spună codul de la telefon. Nu știam să râd, să plâng. Vă dați seama pentru ce trăiesc unii? Pentru ce respiră aerul ăsta gratis al Dumnezeu? Ca Dumnezeu să le spună codul de la telefon. Asta e maturitatea unor oameni. Iubiții mei, Dumnezeu astăzi vrea să-ți descopere planul Lui, însă întrebarea este, poți să-L accepți? Anul 2007, eram la o conferință cu tineri în sală undeva, nu predicam atunci. Ascultam undeva la balcon, într-o clădire mare din Arad. La finalul predicii, păstorul care a predicat a spus ar putea să fie aici unii tineri care să nu mai ajungă acasă. V-ați împăcat cu Dumnezeu? Ați înțeles planul Lui de mântuire? Unii au zâmbit că vinisele pentru fete, nu pentru predică. Păstorul a continuat, prorocea fără să-și dea seama nici el, nici cei din sală. Nici eu, nimeni nu-și dă seama. S-ar putea să fie aici tineri de clasa 12-a care să aibă bacalaureatul curând și să nu mai îl dea. Sunteți împăcați cu Dumnezeu. În noaptea aceea, o mașină din Suceava venea de la Arad, trecea prin Cluj. Mi-am amintit acum aici pe bancă, pentru asta vă spun această mărturie și se potrivește la final cu predica. A lovit un cap de pod și din cei 5 din mașină, Ana Maria, la 18 ani, dintr-o familie credincioasă, a plecat în veșnicie. A fost o tânără credincioasă și exemplu la școală. Colega de bancă, în ziua mormântării ei, a scris, Ana, a trebuit să mor tu ca să mă pocăiesc eu. Am vorbit cu mama ei după mormântare și mi-a zis, de Cristi, era o fată care ne dădea 9 lecții ca și părinți. În Biblia ei s-au găsit 10 de schițe de predică. Ea nu predica, însă își nota tot ce predicau slujitorii duminica, ca de luni până sâmbătă să poată să pună în aplicare. Și acum o să vă spun ce s-au găsit în Biblia ei și dacă pot să rog să afișez, e și poezie, e și cântare. Facă-mi se întotdeauna după Sfântul Tău cuvânt. Chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Poți să pui mai departe voia Ta, gândul Tău să se împlinească neștirbit în mine oricând. Chiar de-ar fi să se dărâme tot ce mi-am zidit în gând. Mai departe. Voia Ta să se înalțe ca stăpân în viața mea și în fărâme spargem voia printr-o lovitură grea. Rugăciunea? Asta. Nu mai am altă rugăciune, Doamne, în Biblie, că nu e nimic mai important decât voia Ta. Dar Te rog rugăciunea asta, Doamne, Tu să mi-o asculți mereu. Iar de-ar fi să o schimb vreodată, n-asculta de gândul meu. Tu ai vreo poezie în Biblie? Pentru unii Dumnezeu are un plan ca pentru Ana. Prin Ana, peste 15.000 de tineri ori cunoscut istoria ei și unii dintre ei s-au pocăit. Pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu are un plan separat. Întrebarea mea este, pot să-L accept? Închei. Spunându-vă ceva cu care am vrea să rămânem toți. La finalul vieții, Dumnezeu nu te va întreba
dacă ai făcut ce ți-a plăcut ție să faci, ci dacă ai făcut ce te-a pus El să faci. La finalul vieții, Dumnezeu te va întreba dacă ai făcut ce ți-a plăcut sau ce ai vrut tu să faci, ci dacă ai făcut ce te-a pus El să faci. Aș vrea să facem o rugăciune, iubiții mei, cu toată biserica. Nu știu, poate în familia ta trebuie să-i edifici planul lui Dumnezeu. Poate faci temele cu un viitor Moise al României și nici nu știi lucrul ăsta. Poate pui să înviți la o viitoare Estera. Copiii tăi sunt niște săgeți care vor pleca din arc într-o zi spre o țintă. Te-ai rugat lui Dumnezeu să-ți descopere ținta aceea? Poate ai nevoie de un plan la serviciu, acolo unde Dumnezeu te-a pus. S-ar putea să fii singurul credincios pe care colegii tăi să-l vadă în tot timpul vieții lor. Ai înțeles planul lui Dumnezeu pentru asta? Poate Dumnezeu te vrea într-o biserică în care El te-a pus să slujești, nu neapărat într-o formă vizibilă, să fii un mijlocitor, să fii un om care stă în poșă rugăciune. Poți să spui, Doamne, vreau planul ăsta? Haideți să ne ridicăm, iubiții mei, și cu o inimă sinceră, cu dedicare, cu prăbușire în inimile noastre, cu smerenie, să spunem, Doamne, vreau să ascult de planul Tău și de voia Ta și Domnul să ne ajute la asta, amin. Ne rugăm.